Pandemia de COVID-19 și-a lăsat amprenta și asupra literaturii. Omul modern a rămas ostatic între patru pereți. Scriitorii s-au pomenit tot mai departe fizic de cititori. Dar lectura, cărțile, operele literare au fost la fel de indispensabile. Despre nevoia continuă de a ne îmbogăți vocabularul și viața scriitorilor dincolo de cărți, am aflat într-o discuție de suflet cu Radmila Popovici Paraschiv. Un neam există prin limba pe care o vorbește. Noi suntem români, vorbim românește și aș pune limba română pe primul loc. S-ar părea că în timpul pandemiei lumea s-a apropiat de carte pentru că avea nevoie de comunicare. Și cartea oferă această comunicare profundă. Oamenii au început să caute răspunsuri la întrebări, mai mult decât atunci când erau într-un ritm alert. Să nu înceteze să învețe câte un cuvânt nou pe zi. La să fie unul în săptămână, dar să fie un cuvânt nou introdus în, nu numai în vocabular, dar și în limbajul uzual. Adică să împărtășești, să nu-ți fie teamă, să chiar spuneam interpreților, de ce vă temeți de cuvinte mai rar folosite? Din contră, ele or să înțepe neuronii ascultătorului și o să îi facă să fie mai atenți. Specialiștii susțin că limbajul și vorbirea au un impact major asupra primei percepții despre o persoană. În acest sens, un vocabular bogat reprezintă fundamentul unei bune imagini în societate. Vorbitorii ar putea înlocui verbul a stupefia cu a sidera, păstrând sensul cuvântului, dar asigurând un plus de valoare propoziției. Lectura, că ar fi banal să crezi că îți vine de la sine un vocabular mai bogat dacă nu îl îmbogățești tu. Să ne fie dragă limba română și să vrem să trăim în ea și să facem ceva pentru ea. Pentru că fără voință, fără dorință și fără dragoste nimic nu se face. Mă opresc în mijlocul drumului, întind mâna. Trecătorii aruncă în mine cu pâine și sare, cu sare în ochi, cu pietre scumpe, cu monede. Trecătorii sunt mărinimoși cu poeții care ajung să întindă mâna ca să le ofere o carte în dar. Oameni buni, dați-mi și mie o mână de oameni buni.